rămâne de văzut cum se va părea. Și ideea e că fiecare film, ideal ar fi să se mai și comentăm, așa, să mai schimbăm niște impresii. Când s-a părut filmul, o panoramă, o dupocere, ceva fain. Ne-am mai văzut, ne-am mai întâlnit. Și... fapt asta face și diferența între un simplu cinematograf și, să zicem, această idee de club. Pentru că și dincolo la bibliotecă oamenii se formase un anumit public, oamenii veneau, discutau, rămâneam după film, cine putea și se mai discutau. În timp am dorit să aducem și invitați la acest club, dacă se poate chiar din domeniul cinematografiei, că sunt regizori, că sunt, eu știu, poate actori, adică chiar să fie un lucru educativ. Nu neapărat vedem filmul și apoi plecăm acasă. În fiecare săptămână noi o să anunțăm prin afișe care este filmul care se va rula și săptămâna următoare și pe această cale o să chiar vă anunțăm că va fi săptămâna viitoare Dale Carnavalului, pentru că anul acesta este anul Caragiale și o să avem mai multe proiecții pe... Dar, bineînțeles, variantele clasice și de calitate. Și Sorin o să prezinte în fiecare săptămână recenzii. O să le prezinte pe blog, ca să le prezinte publicul mai mult. Da.